Mănăstirea ca și în meleaguri de civilizație și istorie, comorile județului Bacău, comuna Mănăstirea Cașin. Promovarea turistică a unei zone sau obiective turistice are înainte de toate o funcție de informare, contribuind direct la organizarea plăcută și eficientă a timpului liber. Așadar, prin această broșură dorim să informăm consumatorul asupra produsului turistic. Am România în gând, inimă și suflet. Punea Regina Maria, convinsă fiind că în sufletul mare al ei suntem și noi, locuitorii acestor meleaguri pe care ne le dorim de poveste. O poveste scrisă de oameni credincioși și harnici, iubitori de glie și tricolor, de ie românească pictată în culorile credinței, câmpului și jertfei noastre. O poveste rescrisă astăzi cu mijloacele mileniului 3, cu bucuria de a ne face cunoscuți, de a reda României și, de ce nu, universalității, peisaje, locuri, pagini de istorie și spiritualitate românească, unul dintre cele mai frumoase locuri pe care suntem atât de mândri de la mic la mare. Am citat din prefața broșurii Comorile județului Bacău, comuna Mănăstirea Cașin, scrise de doamna primar al comunei Mănăstirea Cașin, inginer Adriana Enache.